Oamenii o cunosc pentru vocea ei, însă puțin știu ce pasiune are celebra cântăreață Mariana Ionescu Căpitănescu. Însă, tot pasiunea a făcut-o să treacă prin momente de cumpănă. Despre ce este vorba, aflăm chiar de la ea. Pasiunea pentru muzică, Mariana Căpitănescu este îndrăgostită și de sport. Și, deși a suferit recent o accidentare serioasă, artista nu renunță la sportul preferat. Schiez din 1995. Am fost mai mereu în afară de perioada când am fost însărcinată. În fiecare an am schiat și nu m-am speriat, dar să știi că sunt precaută. Adică atunci când simt că nu mai controlez schiurile, o iau așa mai lent și nu exagerez, pentru că știu că e important să ai grijă, mai ales la mine, să îți dai seama ce ar însemna, ori să apar pe scenă în cârje, ori să stau pe dreapta o perioadă. Ce altceva vă încarcă bateriile? Ce altă activitate? Alerg în parc, mai merg la clasele de yoga când am timp și mai joc tenis de câmp. Și-a făcut un nume în lumea muzicii populare și a câștigat respectul și admirația a milioane de români. Dar asta nu a scutit-o însă de antipatiile anumitor persoane. Este inerentă chestiunea asta pe rețelele de socializare, că unii scriu de bine, unii mai scriu și lucruri poate exagerate, dar noi trebuie să luăm ca atare, pentru că la 20 sau la 30 de impresii bune, poate să mai fie și unul mai puțin bun, știi? Așa că nu mă deranjează.